честь у хатыри аштептаты. Сейчас с домом Булару пендру кытавара а респинс контестация апарери, чей сине де интентария досарлу пенал. Потрива клиентului nostru, Renato Osate, tentativă de umor asupra cetățeanului Gorbunțov. Considerăm că este o hotărâre vădită ilegală. Deci o să luăm cunoștință cu motivarea încheierii, dat fiind faptul că nouă ni s-a prezentat doar dispozitivul încheierii. Deci ulterior vom contesta la curtea de apel în ordine de recurs și ne vom expune și suplimentar pe motivele invocate de către instanța de judecată. De aceea că apărarea susține și în prezent că cauza penală nu putea fi intentată, dat fiind faptul că se încalcă principiul dubla intentare a cauzei penale. Pe marginea tentativii de omor împotriva cetățeanului Gorbunțov, de către Regatul Unit, este intentat dosar penal și acolo trec ca bănuiți, învinuiți, alte persoane. Clientul nostru, Renato Osate, nu are niciun statut pe această cauză penală. Mai mult ca atât, din 2012 până în 2016, deci dacă era măcar cel puțin careva suspecții ceea ce ține de implicarea lui Renato Osate, organele din Regatul Unit și mai mult ca atât din Republica Moldova, de mult îl cita sau întreprindea măsuri pentru a-l interoga pe cauza dată. Фактически судом сегодня легализовано право прокуроров из разных стран возбуждать уголовные дела по одному и тому же аспекту, что, как высказался мой коллега, является грубым нарушением прав человека. Ну, будем видеть, что будет дальше. Deci este, noi doar vrem să finisem, este o practică foarte vicioasă acum. Deci, practic, cu această cauză penală, instanțele de judecată au deschis calea procurorilor de a intenta pe oricine, oricând, cauză penală. Indiferent unde a fost comisie. România, în diferite state, doar să fie principalul, să fie faptul. În revocarea măsurii de reprimare, acum intrăm să examinăm a doilea contestație, vom vedea.